cel mai spectaculos teatru din lume, Masca, al statuilor vivante, fiind chiar recunoscut ca atare pe plan mondial datorită cercetărilor care au urcat această artă pe noi paliere ale scenei, ei bine, această instituție nici nu se sperie de coronavirus, ba chiar are resursa de bază pentru a învinge panica. Totul e posibil datorită faptului că Masca pregătește și în acest an, ca în fiecare anotimp cald, stagiunea de vară, în aer liber, cu sute de reprezentații în București și în țară. Am poposit în culisele teatrului, în momentul în care actorii repetau în gara, o premieră pe afișul din 2020. Fondatorul teatrului Masca, actorul și regizorul Mihai Mălaimare, ne-a spus că spectacolele din sală au fost suspendate, dar e pregătită cu asiduitate stagiunea în aer liber, care va debuta la începutul lunii mai. Până atunci, toate măsurile de precauție sunt aplicate. Actorii care vin la repetiție au la dispoziție dezinfectanți. Oricum, e vorba de o mână de oameni, actorii angajați și cei din internship, mai puțin de 20 cu totul, pe care Mihai Mălaimare îi definește ca niște atleți. Un colectiv face minuni în condițiile în care Masca va împlini în 2020 numai puțin de 30 de ani de la înființare. Noi continuăm să repetăm. Sigur, s-au luat măsurile pe care le putem lua. După cum vedeți, este spirit peste tot. Sunt substanțe de antivirale, ca să spun așa. Sunt lucruri pe care, mă rog, învățăm să le folosim într-un ritm mai serios. Probabil, sper din tot sufletul că toate lucrurile astea vor avea roadele lor și că vom putea relua spectacolele în aprilie. Noi însă pregătim stagiunea de vară, de la 1 mai vom ieși în parcuri și vom juca. Sunt lucruri interesante pe care le aducem anul acesta. Încercăm într-un fel sau altul, prin mai multe soluții, să reamintim publicului că trăim un astfel de eveniment. Nu e chiar o imensă tragedie în ceea ce ne privește pe noi. Noi jucăm mai puțin în sală. Noi afară avem de jucat vreo 200 de spectacole până la sfârșitul lui septembrie.